23 din legea 215, ședințele Consiliului Local sunt publice, cu excepția cazurilor în care consilierii decid, în majoritate de voturi, ca acestea să se desfășoare cu ochii cu ușa închisă. Deci, când o să vină consilierii noștri, o să supunem la vot. Dacă majoritatea votează să se ține cu ușa închisă, să vă rog să părăsiți sala. Niciun lucru ăsta. Să se poate ședințele sau? Poftim. În secrete sau? Dacă Consiliul Local trece prin majoritate, înseamnă că se ține cu ușa închisă. Este articolul 43 din legea 215. La fel, am intrat și din, avem din legea 544/2001 accesul liber la informații pe care trebuie să o cunoașteți. Articolul 18 la punctul 2 spune că acreditarea se acordă la cerere în termen de 2 zile de la înregistrarea acestea. V-ați înregistrat că vreți să... Există o cerere tip de acreditare sau? Acreditarea o compunem noi. Trebuie să o compuneți dumneavoastră. Problema pe România Timișoara are un formular tip. Poliția Timișoara la fel. Numai puțin. Pentru ședințe publice nu trebuie acreditare. M-am gândit, poate și dumneavoastră, că aveți o acreditare tip, un formular. Și atunci o comunicăm. Vă trimitem acum normal ce acreditarea se acordă la CER în termen de 2 zile de la înregistrarea acesteia. Și cum putem lua legătura cu datorul de cuvânt? O fac și este acolo la secretaria, vă faceți cerere, vă înscrieți și vă acordă interviul. Păi nu trebuie acreditare pentru ședințe publice. Spune legea 244, iar dacă majoritatea dintre consilieri votează că nu sunt de acord ca dumneavoastră să participați la ședință, eu să mă aș mira de ce să nu fie de acord cu presul. Din contră, vă mediatizăm, că vă ocupați de problemele... Nu știu dacă e așa, nu? Nu știu cine... Cine are nevoie de să ne vadă cineva cu plăturile sau tăierile noastre? Oare nu se publică? Nu știu. Nu se publică. Ce înseamnă de domeniul public? Cumpătorile și eu. Dacă, dacă consilierii locali hotărăsc să rămâneți, vreau să fie luați ei așa ceva. Dacă ei hotărăsc că nu, trebuie să părăsiți țara. Nici o problemă. Există un caz de ordine și... Așteptă să fie nici o problemă. Da. În afară de jurnaliști, ce cetățenii au acces la ședințele de când, având în vedere că deciziile sunt luate în interesul cetățeanului.